Enchanté. Am asistat recent la o conversație foarte interesantă legată de maniere, de cod bunelor maniere, despre maniere, despre... Se împărțeau niște idei acolo despre maniere și m-a amuzat faptul că cineva din conversația asta spunea că sunt, manierele sunt învechite, sunt prea bătrânicioase, sunt niște chestii așa bătrânicioase și că nu-și mai au sensul, nu-și mai au rostul și că lumea n-ar trebui să se concentreze pe ele, de parcă s-ar concentra cineva pe ele. Asta mi-a dat ideea să facem acest clip. Nu înainte de a vă întreba dacă ați vrea un clip în care să discutăm mai mult despre ce înseamnă maniere, ce înseamnă codul bunelor maniere, de unde Dumnezeu a apărut toată ideea asta, cui i-a trecut asta prin cap și la ce servește și de ce a fost nevoie, pentru că lumea văd că nu înțelege care-i treaba cu manierele. Și apropo de codul bunelor maniere, îl căutam ca să-l am și eu să mă laud cu el în clipul ăsta și nu știu unde este, deci a dispărut de la mine din bibliotecă, cred că l-a luat mama din greșeală, l-o fi luat când și-a luat ea cărțile, habar n-am, nu știu să vă zic, eu aveam o ediție mai veche, dar nu-i problemă că o să iau altă carte, dar ca idee nu știu unde este, că vreau să mă laud și eu așa, știți cum se poartă, că uite că am și eu codul bunelor maniere. Da, mă rog, trecând peste asta, consider că o persoană, mai ales o persoană elegantă, trebuie să aibă niște maniere însușite și v-am mai zis eu și în alte clipuri că mi se pare util și decent și demn de respect să ai aceste maniere însușite, să-ți fie o a doua natură, nu să le faci forțat, pentru că atunci când le faci forțat se vede. Dar până a ajunge acolo, până a discuta mai mult despre maniere și despre la ce ne ajută manierele și care-i treaba cu ele, m-am gândit să vorbim despre 10 maniere care sunt foarte actuale, care ne-ar trebui acum în epoca modernă, la care ar trebui să avem grijă și pe care, din punctul meu de vedere, orice femeie elegantă, dar modernă, le respectă și le are însușite. Și aș vrea să vă gândiți din perspectiva faptului că manierele, în primul rând, reprezintă o formă de respect, atât față de tine, cât și față de cei din jur. Dacă vreți un sneak peek din clipul ăla în care am putea să vorbim despre maniere, de fapt la bază asta reprezintă manierele și anume o formă de respect socială față de restul oamenilor. Dar știu că în ziua de astăzi, când noi suntem învățați să gândim foarte atomizat, foarte la nivel de nucleu, foarte la nivel personal, pentru că toți ne gândim numai la noi și la ce ne convine nouă și la ce ne este nouă bine, am început să ne dezobișnuim de a ne gândi la marea masă sau la oamenii din jurul nostru sau la a gândi la un nivel general, ceea ce are un efect destructiv din punct de vedere social, dar ar fi bine totuși să facem exercițiul ăsta ocazional, mai ales când suntem în public, de a ne gândi și la ce se întâmplă în jurul nostru sau la ce mesaje transmit acțiunile noastre, nu doar la ce ne face pe noi să ne simțim bine sau ce ne convine nouă. Și repet, lucrurile astea, din punctul meu de vedere, merg mână-mână cu eleganța și o femeie elegantă din ziua de astăzi știe lucrurile astea și le respectă. Și începând cu primul lucru pe care și eu l-am făcut și mult timp l-am neglijat și mi-am dat seama că nu este în primul rând sănătos pentru mine și în al doilea rând nu este o chestie neapărat estetic vorbind plăcută, este vorba de mâncatul pe stradă, mâncatul în timp ce mergi. S-ar putea să vi se pară ciudat, nu este o regulă de manieră, ca să zic, care să deranjeze pe alții, adică nu prea sunt deranjați oamenii dacă mergi și mănânci pe stradă, nu prea e nimic deranjant la treaba asta, însă mesele în general sunt considerate a fi un timp pe care ar trebui să îl dedici ție sau, mă rog, să te ocupi de aspectul ăsta al meselor și cel mai bine este să îi acorzi timp. Știu că în era modernă, în era asta în care totul este pe repede înainte, în care fugim, în care alergăm, în care suntem
agitați, în care nu avem timp efectiv, a devenit ceva uzual, obișnuit, normal să mănânci pe stradă, să-ți iei un covric de la colțul străzii și să-l mănânci până ajungi la birou sau să iei nu știu ce gogoașe și să o mănânci pe drum. Dar în primul rând că nu este sănătos. Nu este sănătos pentru organismul tău, pentru că corpul nostru n-a fost creat să facă altceva în timp ce mănâncă. Adică în timp ce mănânci e bine să te concentrezi pe a mânca, da? Nu mai pune în cazul că te poți înneca, te poți... ți se poate face rău și așa mai departe de la asta, dar mai gândiți-vă și la aspectul practic. Se întâmplă de foarte multe ori, dacă te grăbești să mănânci pe drum, să te pătezi. Dacă mănânci ceva, nu știu, poate are ulei, poate îți scad ceva, condimente pe tine, poate îți rămâne mac printre dinți. Și atunci mi se pare utilă o astfel de regulă modernă, să spunem, a manierelor, și anume să evităm mâncatul pe stradă. Haideți să încercăm să ne facem timp să mâncăm, să stăm să mâncăm, să nu mai mâncăm pe stradă. Și mai gândiți-vă la un aspect, nu este sănătos și din prisma faptului că se adună o grămadă de chestii pe mâncarea voastră. Imaginați-vă că mergeți și pe lângă voi trec mașini care elimină tot felul de noxe, ridică praf, praf care conține bacterii și se pune pe mâncarea voastră și este neplăcut. Și în momentul în care eu mi-am făcut imaginea asta, m-am potolit din a mânca pe stradă. Deci m-am potolit, da, de, complet, mi-a trecut pofta de a mai mânca vreodată pe stradă. A doua regulă, care, dacă nu mă înșel, este și în codul bunelor maniere, parcă așa mi-aduc aminte, dar oricum mie mi se pare o chestie de bun simț să o respecti, deși văd că mai ales tinerii și adolescenții în ziua de azi nu mai respectă absolut deloc. Este vorba de vorbitul sau râsul cu putere foarte puternic în public, mai ales în spații închise, în restaurante, în cafenele, pe terase. Este extrem de neplăcut și extrem de nepoliticos ca eu să fiu la masa asta și să-ți aud ție conversația care ești pe partea ilaltă de terasă sau în partea ilaltă de cafenea. Știți, este foarte neplăcut. Plus că nu vreau să știu problemele personale sau ce discuți sau faptul că te amuză ceva. Un episod foarte funny, când am fost la muzeu cu Eugenia, dacă vă aduceți aminte vlogul ăla, că am făcut un vlog atunci, când m-am văzut prima dată pe anul ăsta, de altfel, cu Eugenia, ne-am dus după muzeu, ne-am dus la un Starbucks și noi stăteam la Starbucks-ul de la Unirii, stăteam lângă ușă și erau două fete care erau exact în capătul terasei de la Starbucks, cele care treceți pe la Unirii, știți. Este o distanță destul de măricuță și erau două fete care râdeau atât de tare încât eu nu o auzeam pe Eugenia, care era în fața mea, ce zicea. Este extrem de neplăcut să faci chestia asta, extrem de nepoliticos și este vorba de respectul față de oamenii din jur și cred că asta nu este o regulă care ar trebui să se demodeze și nu este o regulă demodată, pentru că nu știu dacă conștient îți dorești ca toată lumea să afle nu știu, lucrurile pe care le împărtășești. Ok, sunt persoane care vor să știe absolut tot universul, că ele se simt bine, felicitări, dar nu cred că oamenii care asistă la discuțiile tale sau la râsul tău puternic chiar își doresc treaba asta, știi? Poate îi deranjezi. Mi s-a întâmplat la fel de multe ori să vorbesc la telefon și să-mi zică cel cu care vorbesc la telefon, dar unde ești, mamă? Că se aude de zi, parcă ai fi la meci pe stadion, zic. Nu, e doar unul în spatele meu undeva așa, la vreo 20 de metri de mine, care țipă. Adică, la modul ăsta. Din păcate, asta este o chestie românească foarte comună, nouă, pentru că dacă mergeți în vest, în mod special, dacă mergeți în Grecia și zona asta Balcanilor, așa, nu vă dați seama, pentru că astea sunt trăsături cumva balcanice. În mod surprinzător, da, știu. Dar dacă mergeți în vest, Franța, Germania, Italia, nu Italia, că ea sunt tot așa, sunt agitați. Asta, Franța, Anglia, Germania, în partea aia, mai puțin în Spania, că și aia sunt puțin mai urlă mai tare, sau în țările nordice, veți identifica foarte ușor românii. Deci dacă vă duceți pe acolo și vreți să vedeți
un român, o să-l identificați instant după cât de tare vorbește. Și este neplăcut, este al naibii de neplăcut să fii afară, să fii în Franța. Mi-a povestit cineva un episod, să fii în Franța și să auzi că ăla e român și țipă de laude tot metrou, vai de capul meu. Deci este extrem de neplăcut. Dar haideți să încercăm să ne potolim și asta vine de la o persoană care vorbește tare, adică eu vorbesc tare. Acasă, la mine, eu vorbesc tare și eu am fost învățată la mine, în familie, dacă nu țipai, nu te băga nimeni în seamă, adică nu erai așa. Dar am învățat în timp să mă controlez ca în public, să nu mai fac chestia asta, pentru că îmi dau seama că deranjez pe alții. Așa cum pe mine mă deranjează să nu pot participa la discuția mea de discuțiile altora, așa este deranjat și pentru alții să mă audă pe mine tare vorbind, da? Și de-aia când sunt afară, când ies din perimetrul meu, mă controlez. O a treia regulă modernă în ceea ce privește bunele maniere, care consider că ar trebui să fie implementată și inserată în mințile noastre mai cu atenție, deși știu că există în codul bunelor maniere, este menționat ceva, dar mă rog, n-a mai fost actualizat de mult, că săraca doamna Aurelia Marinescu a mai avut și altă treabă. Este vorba despre telefon și mai ales despre uitatul pe telefon în timp ce stai de vorbă cu altcineva, știți? Chestia aia cu persoana din fața ta vorbește și tu ești... Aha, da. Da, 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 așa zi. Aha, da. Asta este o chestie care și mie mi se imprimase în obicei, devenise un obicei din cauza jobului pe care îl aveam, până la un moment dat am zis stop și nu mă interesează cine ce zice, atâta timp cât discut cu cineva, discuția aia are prioritate din moment ce persoana respectivă este în fața ta. Este extrem de neplăcut să stai de vorbă cu o persoană și să-l vezi că stă și butonează. Și mai ales este și mai neplăcut când îți dai seama că acea persoană stă și să uită pe Instagram. Sau nu vorbesc de situațiile în care, nu știu, suntem cu încă două prietene și vreau să-ți arăt ceva pe Instagram. Hai să-ți arăt, știți? Aia, sau am stat cum am stăteam eu cu Eugenie, am stat toată ziua una pe capul celeilalte și seara când stăteam să vorbim, mai stăteam pe telefon. Aia e altă discuție, că deja ne săturasem una de alta, acolo e altceva. Dar vorbesc mai ales în situațiile în care ești cu un șef, ești cu cineva de la serviciu, ești într-o întâlnire importantă, ești cu cineva pe care nu l-ai văzut de mult timp, chiar și un prieten pe care nu l-ai văzut de mult timp, zici, a, ce bine îmi pare că te-am văzut, vai, dar de cât timp nu te-am văzut, stai așa. Știți? Este extrem de neplăcut și ar trebui să ne intre în reflex să nu mai facem chestia asta, pentru că nu cred că există nimic atât de important pe lumea asta încât să trebuiască să răspundem în momentul ăla. Știu că la mine la serviciu, de exemplu, existau situații în care atunci, în momentul ăla, trebuia să fii pe WhatsApp, că dacă nu erai atunci, mureai. Le-am demonstrat că n-a murit nimeni. Așa. Nu există, deci nu se poate. Când ai o conversație cu un om față în față, trebuie să fii prezent, este semn de respect. Pe lângă asta, s-ar putea să-ți transmită niște informații importante, tu nefiind atent la discuție nu o să recepționezi informațiile alea și mai târziu o să stai și să te gândești ce a zis? Aoleu, acum trebuie să-l întreb din nou și intri într-o fază din aia penibilă în care trebuie să întreb din nou pe om ce a zis, știți? Și poate, sau și mai penibil este când el îți zice ceva, tu stai pe telefon, nu te concentrezi pe ce zice și dai un răspuns total aiure, adică el îți zice ceva, zice, mama, a fost, mi-a făcut niște analize și au ieșit prost și zice, a, ce bine îmi pare, vai, să străiască. Deci, cum ar fi să-i dai unui om un astfel de răspuns? Păi de la greci. Chestia asta mi s-a întâmplat, by the way. Este extrem de neplăcut, extrem de nepoliticos. Încercați să vă obișnuiți, să vă scoateți treaba asta din obicei, da? Să renunțați la obiceiul. Pentru că nicio postare pe Instagram, niciun story, nicio activitate, nu știu care vedete, nu este atât de importantă încât să întrerupi tu o conversație ca să intri pe telefon. A patra regulă care consider că ar trebui să fie inserată, o regulă de bune maniere care cred că ar trebui să fie inserată și am observat că într-adevăr persoanele din elita socială,
a lumii, nu a noastră, că v-am mai zis eu că noi în România nu avem o elită, persoanele din elita socială nu o fac, nu o fac, deci nu le prins, cu cât le vezi cu un rang mai înalt, nu le vezi făcând treaba asta. Este vorba de pozatul și instagramatul excesiv al lucrurilor. Este una să te duci într-o locație, nu știu, bei un cocktail, îți pozezi cocktailul, salutare, bagi telefonul în buzunar, și este alta să stai. Stai că n-a ieșit bine. Stai că fac un bumerang. Afira, n-a ieșit. Și dai, și dai, și dai, și 20 de minute numai asta. Sau i-ați văzut pe aia care se cațără pe mese sau pe scaune ca să-și facă poze la mâncare. Sau aia care se duc și stau tot timpul așa, cu telefonul, și absolut totul este pe Instagramul lor, trebuie să fie pe Instagramul lor. Este extrem de neplăcut. În primul rând că nu mai ești prezent, nu mai ești fizic, nu te mai concentrezi pe ce se întâmplă acolo. În al doilea rând, este extrem de neplăcut să-l vezi pe unul că bâzâie cu telefonul așa peste tot. Și vă spun în calitate de creator de conținut, adică asta e treaba mea aici pe internet, asta trebuie să fac și înțeleg aspectul ăsta. Înțeleg când ești într-un press trip, spre exemplu, trimis de brand, ăla, aia e altă discuție. Dar, băi, când tu nu ești creator de conținut, nu ești în press trip, sau chiar dacă ești creator de conținut și nu ești în press trip, nu, să stai non-stop cu telefonul și stai să fac Instagram, stai să fac selfie-uri, stai să fac nu știu ce story-uri, stai să fac nu știu ce poze, este extrem de neplăcut. Adică, ok, fă-ți un număr de story-uri, fă-ți un număr de poze, fă-ți, salvează și după aia gata, potolește-te, adică încearcă să te bucuri. Am fost la muzeu atunci cu Eugenia, apropo de asta, și ne zicea un domn care era supraveghetul pe acolo, nu știu, să prima, era cineva pe acolo și ne zicea, știți că puteți să pozați, adică puteți face poze și puteți filma în muzeu dacă vreți. Că, pentru că omul era foarte surprins că noi nu stăteam cu telefoanele așa, fiindcă noi nu de-aia ne dusesem, adică am pozat câteva, ați văzut în vlog, am filmat, am pozat câteva tablouri și după aia m-am oprit, că vreau să mă concentrez pe ele, adică pe mine mă interesa să mă duc acolo, să văd tablou, să văd tușele, să mă uit cu atenție la detalii, să miros vopseaua, ca să zic așa. Nu mă interesa să mă duc să fac, să stau non-stop cu pozele. Și omul era foarte consternat că noi nu suntem cu telefoanele scoase, adică nu avem telefoanele scoase. Zic, puteți să faceți poze cu telefonul? Da, știu, da. Nu de-aia am venit. Adică, ok. Și pozatul ăsta are rolul lui și merge până la un punct și pot să-l înțeleg. Și iarăși, mare atenție, tot apropo de chestia asta, mare atenție că nu este, în funcție de evenimentul la care ești, nu este ok să-ți scoți telefonul să faci poze. Adică văd foarte, și asta pleacă de la vedetele alea din străinătate, pentru că le vedeți tot timpul. Astea au un din ăsta, cum îi zice, un complex din ăsta de superioritate și au impresia că ele sunt bomboana de pe colivă și dacă fac, lor li se permite orice. Și de acolo s-a copiat trendul ăsta, s-a copiat atitudinea asta sau genul ăsta de comportament și au început și oameni care nu sunt neapărat bomboane pe colivă să facă aceeași chestie, știți? În locuri total nepotrivite, adică vedem și pe vedetele alea de la Hollywood, le vedeți tot timpul cu telefoanele, că ele pozează ca să-și facă, de parcă n-ar avea 100 de asistenți care să facă treaba asta pentru ele, știți, adică să le pozeze și să facă story-uri și să le facă de toate ca să aibă când să posteze pe rețelele sociale, dar le vedeți tot timpul cu pozele, știți, și pe Thalia, by the way, că tot o urmăresc, asta e foarte chicioasă treaba asta și foarte neplăcută, adică la un eveniment din ăsta de black tie, să spunem, să te duci să scoți tu telefonul și să te... hai să te pozezi, hai să fac story-uri, e de prost gust, știți, în ultimul hal, sau la o nuntă, iarăși, spre exemplu, mie mi se pare de prost gust dacă mireasa sau mirele sau, nu știu, cei care au organizat evenimentul nu-ți dau voie și nu spun, da, bă, poți să faci story-uri, mi se pare de prost gust să te apuci tu să pui story-uri. Poate omul nu vrea să facă cunoscută evenimentul, adică nu vrea să știe lumea că s-a căsătorit sau vrea el să pună prima dată pozele. Mă gândesc și la situația asta, poate vrea el să pună prima dată poze cu el și de-abia după aceea să pozeze restul. Mi-aduc aminte, apropo de asta, când s-a căsătorit Fleur de Force
nu știu dacă vă aduceți aminte, dacă cele care sunteți mai vechi pe aici pe YouTube, era invitată Ingrid Nilsson, Tati și nu mai știu, că au mai fost câteva vlogărițe din astea mari din America, ele erau prietene pe vremea aia și toate au căzut de acord ca nimeni să nu facă, deci nu le-a cerut Fleur chestia asta, dar toate au căzut de acord ca nimeni să nu facă story-uri până nu pune Fleur prima dată ia poze de la nuntă, pentru că li s-a părut un semn de respect. Ok, suntem așa, dar suntem la un eveniment privat, adică o fie influencer, dar e, evenimentul e privat și ea decide când pune poze. E, cam asta e atitudinea, înțelegeți? Este extrem de nepoliticos să scoți tot timpul telefonul, să faci tu story-uri din absolut orice. A cincea regulă, care este menționată și în Codul Bunelor Maniere și care mi se pare că nu s-a demodat și n-ar trebui să o considerăm demodată și scuzele nu sunt admisibile decât în cu mici excepții, cu mici micuți excepții foarte grave, care sunt foarte grave și foarte rare, este întârziatul. Deci suntem în era în care întârziatul este ceva comun. Dacă îi zici cuiva ne vedem la 12, păi să fii sigur că vă întâlniți la 2. Adică mai devreme de 2 nu se întâmplă treaba asta. Este extrem de neplăcut și a devenit o chestie așa cum, a, ce, am întârziat și eu puțin. Da, 2 ore, nu ai întârziat mult, numai 2 ore, în care probabil aș fi putut să fac foarte multe lucruri în viața asta. Știi? Adică e semn total de lipsă de respect față de oamenii din jurul tău, adică față de omul ăla cu care te întâlnești. Și este cu atât mai grav cât văd chestia asta la serviciu, în întâlniri importante, în meeting-uri de afaceri, în meeting-uri cu băncile, în meeting-uri meeting-uri din astea super importante, adică nu, hai că ne vedem la o cafea, știi că dacă mă văd eu cu Eugenia și ne vedem la o cafea, bă, ne vedem pe la un două, vezi că s-ar putea să întârzi, că na, mașina, alea, nu depinde nimeni de noi. Dar în momentul în care tu ai un meeting important la serviciu și vii cu o jumătate de oră, mai tu zici, trafic. N-am putut să mă trezesc. Asta cu n-am putut să mă trezesc, n-am să o înțeleg niciodată, niciodată. În momentul în care ai treabă și mai ales dintr-o perspectivă din asta oficială, nu există n-am putut să mă trezesc. Adică dormi în picioare dacă e nevoie ca să te poți trezi, nu mă interesează. Sau asta cu traficul, ok. Pot să înțeleg, deci nimeni nu înțelege mai bine aspectul ăsta cu traficul, că mie mi-a 2 ore să ajung undeva, adică la modul ăsta am ajuns că mi-a efectiv 2 ore. Dacă vreau să fiu la ora 1 undeva, eu plec pe la 11 de acasă, adică în cel mai rău caz, cu autobuzul plec de la 11, deci de acasă de la mine plec de la 10:30, ca să fiu sigură că prind autobuzul de 11. Cam așa, cam așa funcționează lucrurile la mine. Deci nu vă imaginați că nu știu ce înseamnă să întârzi din cauza traficului sau că nu pot înțelege, dar și astea au niște limite. Este una să întârzi că, bă, a întârziat autobuzul, n-a venit metrou, nu știu ce, și întârzi 10 minute, dar anunți că, bă, vezi că întârzi, că n-a venit metrou. Și este altceva să te sun după jumătate de oră, de la ora la care trebuia să ne vedem, și să-mi zici, a, păi stai că eu încă nu m-am terminat de aranjat. Sau stai, doamne, deci este o lipsă totală de respect, lipsă totală de empatie față de oamenii din jurul tău cu care ai treabă. Ai impresia, genul ăsta de oameni au impresia în general că timpul e așa volatil și că ceilalți din jur nu contează. Și nu, eu nu admit chestia aia cu, a, eu nu sunt o persoană punctuală, dar nici măcar nu încerc să fii punctuală. Adică toți ăștia care au zis-o până acum, pe aia cu, a, eu nu sunt o persoană punctuală, nici măcar n-au încercat, adică nici măcar nu i-am văzut încercând să fie punctual. Nici măcar nu și-au dat interesul. Pentru că în momentul în care încerci să fii punctual, bă, îți dau interesul, ok, poate nu ajungi așa, dar nu întârzi 40 de minute. Știți? Asta e nenorocirea, că a devenit o chestie foarte admisibilă și foarte volatilă, pentru că nu suntem conștienți cât de mult valorează timpul nostru. Deci nu ne dăm seama cât de important este timpul nostru și cât de mult valorează și cât de mult ne afectează niște timpi morți, așa, pe care îi dăm pe nimic.
A șasea regulă, care iarăși este în codul bunelor maniere și consider că nu se demodează și nu știu de ce oamenii ar considera că așa ceva s-ar putea demoda vreodată, este legată de întrebări intime, mult prea personale. Și aici putem să variem, să o luăm așa, de la când faci copii, de ce nu faci copii, de ce nu te-ai căsătorit, probleme de sănătate, religie și așa mai departe. Sunt tot felul de întrebări din astea intime pe care nu trebuie să îi le pui unui om, nici măcar dacă îl cunoști bine, pentru că chiar aveam o discuție cu cineva despre altcineva și mă întreba despre persoana despre care discutam, da, problemele respective, da, cum a ajuns să aibă așa, da, cum a ajuns în situația aia. Zic, nu știu, pentru că n-am întrebat, eu știu doar pentru că mi-a spus persoana respectivă, adică mi-a spus de situația aia și de problemele alea, dar în rest n-am întrebat. Deci, mi se pare de prost gust maxim să întreb pe cineva de probleme dacă nu-ți spune el sau de ce nu face copii sau de bani, iarăși, asta este țopismul maxim, apropo de țopism, este țopismul maxim cu întrebatul de bani. Mai ales când auzi că cineva face ceva pe lângă job. Dar cât câștigi din aia? Sau asta, când auzi că face content pe Instagram sau pe YouTube sau whatever. Dar cât câștigi? Dar cât, da, poți să te întreții din asta? Dar trăiești bine din asta? Dar faci bani din asta? Dar dacă nu faci bani din asta, de ce faci chestia asta? Dar câți bani faci? Dar pot să fac și eu bani? Dacă te interesează să faci bani din internet, asta ca o paranteză, pui altfel întrebările. Nu le pui așa. Sunt de prost gust întrebările de bani, de orice fel. Mie mi se par de prost gust inclusiv întrebările cu cât a costat produsul. Știți? Pentru că trăim într-o epocă atât de volatilă încât, da, eu l-am cumpărat de undeva de unde costă 5 lei, dar poate să coste 16 lei în altă parte. Și ție, dacă zic că costă 5 lei, ți se pare ieftin și nu-ți convine, dar după aia vrei să ți-l, da, dacă ți-l recomandă cineva care a dat 15 lei pe el, ți se pare ok. Și inclusiv asta mi se pare de prost gust. Dar hai să zicem că m-am obișnuit cu aspectul ăsta, dar de aici până la a întreba cât câștigi, deci din ce faci bani, din ce trăiești, cu ce te întreții, chestii de genul ăsta sunt atât de personale întrebările astea, încât, nu știu, și mă gândesc că, în general, oamenii care pun astfel de întrebări nu suportă să li se pun asemenea întrebări și nu știu de ce le fac, de ce fac și ei același lucru, adică de ce faci ceva ce ție nu-ți place. Mi se pare groaznică și ar fi trebuit să ne inserăm și mai ales ca femei elegante să ne dăm seama că asemenea întrebări nu se pun. Următoarea regulă are cumva legătură cu cea de dinainte și mai exact este vorba despre discuții și despre lucruri pe care să nu le discutăm, despre subiecte pe care să nu le atingem. Da, știu, se află și în codul bunelor maniere, dar încerc să întăresc ideea că nu este o regulă demodată și că ar fi bine să fie interpretată ca regulă modernă, pentru că am văzut familiaritatea asta cu care se discută unii, dar sunt anumite subiecte pe care nu e bine să le provoci, nu e bine să le discuți. Mai ales bărbații, cel puțin în cazul meu, mi s-a întâmplat de multe ori ca bărbații să încerce să provoce femeile, în speță pe mine, la discuții despre politică și nu neapărat politică internă, că n-au vrut să fie chiar atât de mârlani, dar politică externă, ca să vadă, pentru că au impresia că nu ești suficient de inteligentă să faci față unei asemenea discuții și ăștia care să cred el foarte cocoși, încearcă să scoată prostie, vezi, Doamne, în evidență, dar politica este un subiect extrem de sensibil pe care ar fi bine să nu-l abordezi și să nu-l deschizi așa cu oricine. Iarăși, subiecte cum ar fi religia sau cum suntem în perioada asta cu COVID-ul, cu vaccinul, adică sunt subiecte în care oamenii pot să devină foarte tranșanți, oamenii pot avea niște păreri foarte, foarte, foarte vehemente. Au o opinie, toți avem o câte o opinie, mai mult sau mai puțin educată, mai bine sau mai puțin bine informată.
sunt subiecte atât de sensibile pe care e bine să nu le provoci. Este o lipsă totală de respect față de omul pe care l-ai în jurul tău, față de gazdă, dacă ești la un eveniment, față de foarte multe lucruri. Deci, încercați să nu mai provocați subiecte din astea sensibile. Mi s-a întâmplat de multe ori să văd situații în care apărea un musulman la masă și se deschidea, brusc se deschidea discuția despre musulmani și începea o polemică întreagă. Este de prost gust să încerci să obții o reacție de la cineva provocând o discuție din asta în contradictoriu sau care știi că irită. Adică oamenii cu clasă, cu educație, întotdeauna veți vedea că întotdeauna la nivel înalt oamenii cu educație vor evita asemenea subiecte, chiar dacă au păreri diferite, chiar dacă ei sunt convinși că părerile lor sunt cele reale, cele adevărate și că alea dețin adevărul absolut, chiar și așa se abțin de la deschide astfel de subiecte, de a deschide asemenea discuții, pentru că nu e ok. Da? Nu e ok să încerci să lezezi pe cineva prin discuția pe care o pornești, nu e ok să lezezi pe cineva prin subiectele pe care le abordezi. Apoi, o altă regulă modernă pe care aș întări-o eu așa, ar fi cea legată de felul în care te îmbraci în funcție de evenimente, adică overdressing-ul sau underdressing-ul. Pentru că există printre noi, mai ales printre noi femeile, moda asta, nu știu cum naiba fac, dar bărbații parcă nu greșesc atât de tare, dar femeile tot timpul dau kicks. Adică ori sunt prea prea, ori sunt foarte foarte. Și nici prea prea nu-i foarte bine, nici foarte foarte. Adică, dacă mă întrebați pe mine personal, la nivel personal, cred că da, este ok să fii ușor overdressed, adică un picuț overdressed decât să fii underdressed, dar prea mult overdressed este deja semn de lipsă de respect, de prost gust și toată lista aia de nou. Înțelegeți? Adică ce înțeleg prin ușor overdressed? Ușor overdressed înțeleg că în loc să te duci în blugi rupți și în șlapi la grătar, te duci într-o pereche de pantaloni drăguți, nu neapărat blugi, și într-o cămășuță din asta simplă, oarecum relaxată, nu cămașă de birou, da? Asta înțeleg eu prin ușor overdressed. Nu să te duci la grătar pe tocuri de 15 cu smokey eyes și în rochie de seară. Înțelegeți? Cam asta e ideea. Doar că sunt anumite femei care sunt mai așa, mai amatoare de fashion și încearcă ele să fie overdressed tot timpul, da? Adică mă întâlnesc cu fetele să facem prăjituri și îmi îmbrac în rochie de gală și îmi pun toate tălângile și îmi pun toate broșele și îmi iau și un evantai dacă se poate după mine. Sau există speța cealaltă, cazul celălalt cu foarte foarte, și este marea majoritate din păcate, pentru că trendul din afară ne mănâncă și nouă zilele, cu dezbrăcatul foarte mult, adică cu a ne dezbrăca cât mai mult. Țineți minte că să expui mai mult de 20% din piele, din suprafața corpului, în materie de piele, e mult. Înseamnă mult. Tot ce e peste 20% e deja mult și o dai în partea aia de vulgar. Niciodată bărbații nu vor fi atrași de femeile care sunt dezbrăcate. Adică e vorba de reacții. Da, știu, poate obții niște reacții, dar a la long, for the long time, n-o să fie niciodată un bărbat atras de tine. Știi? Când ești mult prea despuiată. Pe bărbații incită ce nu văd, ce nu știu, doar impresia că au văzut ceva, doar impresia că s-ar putea să existe ceva. Asta incită. Deci, mai ales dezbrăcatul ăsta pentru a atrage atenția bărbaților și mai ales la evenimente din astea unde știm că se perindă și bărbați, este de prost gust. Noi nu avem cultura, ca nație vorbesc, nu avem cultura îmbrăcatului pentru evenimente. Noi nu știm să ne îmbrăcăm pentru evenimente pentru că nu avem de unde, adică istoria nu ne ajută în sensul ăsta, dar nici nu vrem să luăm exemplele bune din exterior, știți? Pentru că în momentul, și ca să vă dau un alt exemplu, în momentul în care am zis într-un clip legat de nunți, de cum să te îmbraci la nunți,
că nu e bine să te îmbraci în negru pentru că este culoare de doliu, mi-au sărit toți în cap, adică era să fiu crucificată, eu era să fiu al doilea Iisus pe lumea asta, la modul ăsta. Cum să nu mă îmbrac în negru la nuntă? Păi e culoare de doliu. La înmormântare nu te duci în culori deschise, în roșu. Țin minte că asta era roșu, era nou la înmormântare când era mică. Nu există roșu la înmormântare, că e înmormântare. E, dacă la înmormântare se aplică regula asta, de ce nu s-ar aplica și la nuntă? Că îți place ție negru și că nu ai imaginație și nu știi să te îmbraci în altceva? Deci noi nu avem cultura asta și nici nu vrem să ne... cultivăm în sensul ăsta și e trist pentru că o dăm în tot felul de gafe din astea. Adică în momentul în care există un dress code, mai ales când este specificat un dress code undeva, încearcă să-l respecti, încearcă să fii acolo, să fii din peisaj. Că nu o să te ajute cu nimic dacă tu ești ieșită din peisaj și ai impresia că ești mai comod. Nu, nu ești mai comod. O să pari penibilă. Atâta tot. Da? O să pari penibilă. O să se vadă, o să iese incultura și lipsa de empatie și de respect la suprafață. Deci de-aia este bine să încercăm să avem grijă la aspectul ăsta. Când te duci la grătar, te duci îmbrăcată de grătar. Când te duci la un black tie, te duci îmbrăcată de black tie. Da? Când te duci la cafea cu fetele, aia e altă discuție. În funcție de timpul din zi în care te duci la cafea cu fetele. Dar... overdressing-ul este de prost gust și underdressing-ul la fel este de maxim prost gust. Și țineți bine minte chestia asta pentru că nu ți aduce niciun serviciu și nu te face mai, nici mai deșteptă, nici mai frumoasă, nici mai interesantă când ești despuiată și ți se pare ție că atragi. Da, atragi niște priviri, dar și etichetele cu care rămâi după nu sunt cele mai grozave. Următoarea regulă pe care aș insera eu ca regulă modernă este tot un ansamblu de reguli vechi care există dintotdeauna și pe care din păcate nu le respectăm și este vorba de manierele la masă. Știu că, repet, știu că trăim în lumea asta rapidă, așa, când totul trebuie să se întâmple pe repede înainte, când totul este relaxat, când totul este extraordinar de jovial, de comun și de familiar. Știu toate chestiile astea. Dar la fel de bine consider că sunt importante și lucrurile astea și nu te face cu nimic mai grozav faptul că tu încerci să ignori regulile astea, adică faptul că nu știi să folosești furculița și faptul că nu știi că tu în bolul de salată din care te servești cu salată nu trebuie să bagi furculița în care pe care o bagi în gură, nu te face cu nimic mai deștept. Să nu știi, regulile de manierele la masă în sine nu sunt atât de complicate, știți? Adică nu sunt chiar așa o inginerie chimică nucleară. Nu sunt chiar atât de complicate, ba sunt chiar logice dacă aveți grijă să vă uitați peste ele. Și acum, eu înțeleg că nu toată lumea are ocazia să mănânce în fiecare zi melci cu cleștișorul și că trebuie să știi să folosești. Așa, eu înțeleg aspectul ăsta, dar sunt chestii de bun simț pe care e bine să le știi. Sunt chestii care te ajută să dai semn de respect față de tine, față de cei din jurul tău, adică te duci la nuntă și mănânci cu mâinile, ca și cum ai fi la tine în bucătărie. E de prost gust. Și de-aia consider că toată lumea trebuie. Chiar am o vecină care, în momentul în care s-a născut nepoată sa, deja nici nu putea nepoată sa să țină furculița ca lumea în mână, adică avea un an și ceva, nu știu cât avea, nici nu era capabilă încă să țină corect furculița în mână și de atunci o pisa și o învăța cum să mănânce frumos și cum să mănânce corect și copilul pe la 3-5 ani mânca atât de frumos de zicei că e contesă, din cine știe ce familie, din asta nobiliară. Ideea este că femeia înțelegea faptul că lucrurile astea trebuie să-ți fie o a doua natură, nu sunt niște lucruri inventate doar ca să te sfideze pe tine, să-ți sfideze ție statutul de mare boss, ci sunt niște lucruri practice care te ajută, care sunt, e bine, pe care e bine să le cunoști și dau semn de respect față de foarte multe lucruri. Ultima regulă, care ar fi o regulă modernă din punctul meu de vedere și că ar trebui aplicată pentru că văd așa tot felul de viații din astea, este legată de băutul din sticle
și mai ales când vine vorba de băut bere sau de băut din doze. Este, mamă, mi se pare cumplită asta, pentru că, da, știu și eu, beam din doză, dar m-am potolit, mi-a trecut, m-am calmat, mi-am revenit și nu mai beau sub nicio formă din doză. Ba, uite, chiar acum l-am pus Pepsi din doză, mi-am pus în pahar. Deci, nu mai beți, mai ales ca femei. Este urât și pentru bărbați, dar mai ales pentru femei, este atât de urât să vezi o femeie cu sticla de bere la gură. Acasă faceți ce vreți voi, treaba voastră nu mă interesează, dar în public, când sunteți în public, e atât de urât să vezi o femeie cu sticla de bere la gură, cu doza de bere, mai ales că dozele scârboase, cele mai multe dintre ele, pune toată lumea mâna pe ele, de ce ai vrea să bei din ele? Așa. Este neplăcut, arată foarte rău, arată rău ca imagine, deci nu e nimic mai neplăcut decât să vezi o femeie îmbrăcată frumos, elegantă, aranjată și bea cola din doză sau din sticlă. E același lucru, e oribil. Ia-ți un pahar, pune un pahar, cere un pahar. Dacă ospătarul n-a fost suficient de inteligent încât să-și dea seama că ai nevoie de un pahar, cere un pahar. Ia un pahar de la dozatorul ăla de apă, că sigur există dozatoare de apă peste tot dacă nu ai în ce să bei, și pune-ți în ăla sucul, dacă chiar nu ai de unde să faci rost. Sau cere un pai. Trebuie să existe, măcar pentru doze, există paie, măcar mai bine bei tu paiul din doză decât să bei. Mi s-a întâmplat și mie de atâtea ori să nu mi-aducă ospătarul la dozele de colo, ce bei din doză. Să beau din doză, dă-mi adun pahar. Da? Deci nu mai beți, este extrem de neplăcut, arată rău și mai ales că este și neigienic, adică cel puțin în ce privește dozele. Aici nu intră, la categoria asta nu intră apa băută din sticle pe stradă. Mai ales că aveți tot felul, am văzut că sunt tot felul de chestii din astea, de sticluțe din alea colorate. Aia este altceva, știți, acolo, mai ales când ești în parc, când ești la alergați, aia este altceva. Dar când ești la masă și stai mai ales la o masă, efectiv, și apa o bei din pahar, nu o bei din sticlă. Da, e de prost gust, arată rău, creează o imagine urâtă. De ce ai vrea să faci chestia asta? Și e mult mai comod, credeți-mă pe cuvânt, că e mult mai comod să bei din pahar decât din doză sau din sticlă. Eu una nu pot sub nicio formă să beau din sticle, din alea de sticlă, fără să mi se prindă buzele acolo. Nu știu, n-am învățat niciodată să beau din sticlă, deci e mult mai comod să bei din pahar. Și cu asta încheiem și aș vrea să-mi spuneți și voi ce reguli moderne ați vrea să fie instaurate, așa, reguli de maniere moderne ați vrea voi să vedeți într-o, să spunem, o carte modernă a regulilor de bune maniere. De asemenea, dacă v-a plăcut clipul ăsta și dacă v-a ajutat, dați un like și un share, nu uitați să vă abonați, că mă ajută super, super mult, și să veniți și pe Instagram, că acolo vorbesc în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Așa fie!